a fost. Știi? Dumneata, cine ești? Stănesc în Arsem, mă numesc și am 14 ani. Ai lentile de contact? Nu. Așa sunt ochii tăi? Da. Mamă, super tăi. Termină, mă, cu complimentele. Abia. De cine ai venit? Mulțumesc. Mama, soțul și fratele. Soțul? Soțul, da, sunt căsătorită. Ești căsătorită? De mult? De aproape 8 luni. M-am mărțat pentru că așa e tradiția la noi. Eu am fost promisă lui de la vârsta de 6 ani. Și atâta timp cât știam care este sortitul meu sau alesul, ne-am îndrăgostit cu timpul și chiar ne iubim. Ei, nu, nu avem voie. Doar privitul și atât. A fost de vis. Am avut o roche foarte frumoasă de prințesă. La noi nunțile durează 2 zile. Și a treia zi grătar. Și trebuie să țin rochea de mireasă 33 nopți. Să dorm cu ea. Am dormit cu rochea de mireasă. Și cocul nu trebuie să refac. Nu am voie, nu am voie să mișc coroana. Doar machiajul să mi-l refac, atât. Sincer, niciodată nu credeam că voi ajunge pe scena X Factor. Mai multe emoții am decât la nunta mea. Tata a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus: hai să vedem, hai să încercăm, poate e ceva. I-am zis: nu, cum să mă înscriu la X Factor? Și a zis: gata, mergem. Da, am o familie, exact. Am o familie super tare și sunt foarte norocoasă că am așa familie. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu nu știu dacă va fi sau nu un punct de reper că sunt de etnie romă. Eu așa îmi prezint în fața lor cum sunt acum și așa voi fi mereu. Nu mă voi schimba pentru nimic în lume. Oamne, ce surpriză! Cum te numești? Mă numesc Sănescu Narcisa. Narcisa, câți ani ai? Am 17 ani și sunt din Galați. Mulți înainte! Mulțumesc! Narcisa, ori de câte ori vine cineva într-un costum de ăsta, ne influențează pozitiv. Spune-mi, de unde ai costumul acesta? Am cumpărat materialul și mi s-a făcut la o culitoreasă. Cu sud de mână. Cu sud de mână. Fain. Și mulțumesc. E aur sau niște, sunt niște... E aur. Nu, niște mărgele cu sclipici. Ție-ți plac mărgelele cu sclipici? Da, îmi plac. Când o să te căsătorești, o să faci o rochie? Deja sunt căsătorită? Tam, tam. Felicitări. După calculul vostru, eu la 37, eu mai am vreo șansă? Aveți. Mulțumesc. Câți ani ai tu? Aveți. E 31. 31 și e bunică, da? Da. Tu la 37 ai fi maximum străbunic. Ai înțeles? Domnișoară dragă, vii de undeva, dintr-o zona României, cum se numește aceasta? Galați, localitatea Liești. Și acolo te cunoaște toată localitatea. Frumos. Sincer, cam da. Te cunoaște toată lumea acolo. De ce te cunoaște? Pentru că tu, ție-ți place să cânți. A, nu mă cunoaște din cauza asta. Dar mă cunoaște ca orice persoană. Acolo e un sat mic în care toți ne cunoaștem. Păi da, aici ai venit să cânți. Normal că am venit să cânt. Și acasă la tine nu cânți? Cânt, singură. Eu cânt cam tot timpul și uneori când vreau să cânt mai tare și mai cu vârf și de sat, când nu mă aude nimeni, nu fac. Pentru mine muzica reprezintă o parte din mine care vrea să se arate. O parte care vrea să arate lumii că pot, că știu și că vreau. Până la anul, poate în 2 ani o să fiu eu în juriu. Să-l spun cum mănânci. Sube, sube, au! Oh. Doamne, țigancă frumoasă, îmbrăcată, așa n-am mai avut niciodată. 7 ani! Zici că ești din filme. Nici chiar așa. Păi crede-mă. Îmi place foarte, foarte mult. Personal îmi place foarte mult. Ești o fată foarte de treabă și aș vrea să fim amici. Bravo! Da! I like totally just jammed with all the judges. Shake it! Dumneata, cine ești? Stănesc în Arsem, mă numesc și am 14 ani. De cine ai venit? Mulțumesc. Mama, soțul și fratele.
Sincer, niciodată nu credeam că voi ajunge pe scena X Factor. Bună seara! Bună. Mai multe emoții am decât la nunta mea. Bună seara! Bună seara! Nu știu dacă va fi sau nu un punct de reper că sunt de etnie romă. Eu așa îmi prezint în fața lor, cum sunt acum și așa voi fi mereu. Nu mă voi schimba pentru nimic în lume.